Salutare lume, bine v-am găsit. Eu sunt Adi și astăzi facem un videoclip mai special, primul de acest fel pe canalul acesta. Mergem pe stadionul Steaua din Ghencea pentru a urmări meciul dintre CSEA și Progresul Spartak. Dar nu numai asta, cred că este un meci de Liga a doua. Vom încerca experiența VIP al stadionului din Ghencea. După părerea mea, cred că cel mai frumos stadion din această țară, chit că este mai mic decât Arena Națională, mi se pare cel mai frumos stadion din multe puncte de vedere. Și o să vă iau cu mine în această experiență pe care o să o am și haideți să îi dăm drumul. Cum vă zic de fiecare dată, dacă vreți să mă ajutați să fiți suporter, antrenor, manager sau whatever, aveți un link în descrierea de mai jos și, bineînțeles, pe secțiunea despre din canalul meu de YouTube. Vreau să-i mulțumesc în primul rând lui Alexandru Crivac, prietenul meu care m-a ajutat cu această experiență. El este jucător la Progresul Spartak și astăzi noi ținem cu Progresul Spartak. Haide Progresul tot în față și sper să fie o experiență pe care o să mai repet. Acolo în față este stadionul Ghencea, stadionul Steaua. Am fost acum să servim o cafeluță de dimineață, fiind nici ora 11, este undeva la 10:45, ceva de genul acesta. Iar acum ne îndreptăm spre stadion și mergem direct la VIP. Spre intrarea noastră la V125. Din ce m-am uitat pe bilet, dar habar n-am pe unde se intră. Da, în partea asta din Ghencea n-am mai fost până acum. Noroc că m-a ajutat un om de la pază și să găsesc. Era bine să și parchez undeva mașina, dar n-am avut chiar atât de multe pile, să spun așa. Se pare că aici este intrarea noastră. Încă mai sunt afișele cu Under 21 Championship-ul între Georgia și România. Haideți să intrăm. Vedem pe Helmut Ducadam. Și aici cred că este Lăcătuș. Capitanul echipei, numărul 5, Danila Parvion. Cu numărul 7, un jucător, Emilian Pacione. Cu numărul 8, fostul nostru jucător, Giovanni Petru. Cu numărul 9, Matei Andrei. Cu numărul 10, Andrei Florescu. Cu numărul 14, Eduard Adu. Nicolas Cu numărul 93, Andrei Pariu. Cu numărul 94, Robert Raducion. Și cu numărul 96, Alexandru Prima. Rezerve la profesor. Cu numărul 12, Sebastian Radu, cu numărul 77, Bogdan Purțănescu și cu numărul 79, Andrei Spirițoi. Staful cel la Progresul Spartak este format din secunzii Oancea, Robert, Alexandru Popa, antrenorul cu portarul Anto Ihai. 22, capitanul echipei, Horia Iancu. Echipele au intrat pe teren. Scaune foarte confortabile. Sincer, mi-a așteptat, dar la cum arată stadionul era imposibil să nu fie. Thank you.
prima fază fixă a partidei. Să suporturi în progresul. Însă prin al doilea gol, că a fost deja dat. De Liga a doua, primul meci în București. A avut o ironie superbă. Și-am dat o fază. Oh!
prima fază de gol a celor de la Progreso. Între timp a venit și Andrada aici. Faci așa că trebuie să vreți înoarea. Urmează golul. Haide să vedem dacă urmează gol sau nu. Bă, dar ce fază interesant au făcut citi la Progresul Spartac. Oh. Și mingea este încă în teren. Splendid. E mai frumos decât Arena Națională, dacă e să luăm așa. Mai nou, mai nou, îmi place mult. Bun, mă. Ce-a făcut mă la speriat? Eu zic o temă că nu-i nimic. Șut puternic, executat de numărul 7 de la Progresor. A fost acolo în contact. Dar arbitrul nu a decis să dea nimic. Și doar îl avertizează pe capitanul Progresului. Andrada, zine-ne un pronostic astăzi. 2-2, sper. 2-2? Așa cred. Adică nu mai se dă niciun gol de partea echipei gazdă? Nu. Și o să dea Progresul 2. Bă, sper un 3-2. Pentru Progresul, măcar, da. Hai cu egalul. Hai pe egalul, hai pe egalul tu. Ups, am vrut să fac o poză și am apăsat pe butonul de filmare. O experiență minunată până acum, scaunele sunt foarte confortabile. Excelent totul. Primire, sincer. Călduroasă, foarte, foarte călduroasă. Foarte călduroasă din pricina soarelui puternic. Caniculară, exact. Un meci, două goluri frumoase scrise în primele un meci, două echipe. 43 de minute, două echipe, 11 jucători pe teren de parte și de alta. Să mai zicem de-astea. Da, trebuie să punem conte, să punem conte. E bine că avem lumina naturală și că nu trebuie să ne cărăm cu lumina adițională. S-a terminat prima repriză. Scuze, e scorul 2-0. Deci am vedea jucătorii cum se duc, uitați și pe Adi Popa. Jucătorii ambelor echipe cum se duc spre vestiar. Jucătoarele 45 de minute de joc. Un spațiu foarte mare în această secțiune de intrare. Hai, pe unde intrăm? Către interior. Avem aici și live jocul. Macheta, sau macheta cum se numește. Foarte interesant. Și îmi place foarte mult. Vedem că avem un 5 to go. Asta nu știam, loc de fumat. Asta n-am văzut prea des, să spun așa. Asta chiar e tare, un 5 to go fix în stadion. Mi se pare excelent. Sunt grăsa prețul, dacă e la fel. Da, sunt prețurile acelea de 5 to go normal. O să ne luăm și noi câte ceva. Eu pe aici se intră la muzeu sau nu știu ce este. Bine, până acum experiență frumoasă. Mi se pare foarte colorată
clădirea și interiorul, nu știu, îmi plac culorile, foarte multe culori. Și este o, nu știu, așa estetic, dă foarte bine. Bă, 7 lei o limonadă de la 5 to go din Ghencea. Deci la preț mi se pare super bine. La preț o cafea costă 5 lei, o apă cred că tot 7 lei și un suc, gen Pepsi sau Cola sau așa, costă undeva la 10 lei, dacă nu mă înșel. Deci sunt prețuri foarte bune, după părerea mea, și foarte tare că există un 5 to go. S-a întâmplat un incident la nefericit. Ok, s-a întâmplat cu targa, un suporter ceva. Autogol Progresul Spartac. Va fi scorul 3-0. Un fundaș a vrut să devieze și din păcate a băgat un gol. Încă înapoi înăuntru. Am intrat de la VIP. Avem și lift aici, cred că duce la inelul 2, unde sunt lojele. Taburet frumos de stat. Până acum este o experiență foarte frumoasă. Ce este trist, că sunt foarte puțini suporteri și toată lumea știe de ce. Nu intrăm în detalii, nu vreau să intrăm în detalii, mi-mi place mult stadionul Steaua. Iar în seară frumoasă, cel puțin în interiorul secțiunii de VIP, meciul nu este unul extraordinar. S-au marcat totuși goluri, ceea ce este frumos pentru fotbal. Și vom vedea în următoarele clipe. Minutul 55, 3-0. Execuție foarte frumoasă, va fi scorul de 4-0, minutul 56. Progresul dărâmat, nu se mai regăsesc niciun jucător pe teren. A fost offside. A fost offside, se pare că rămâne scorul de 3-0. Avem comentatoarea sportivă. Din 2005. 2005? Din 2005. 2005, am înțeles. N-are nimic ales. Intrăm în ultimul minut al partidei. Este încă 4-0. După execuție excelentă, este 4-1 pentru echipa Gazda. Nu știu unde s-ar sală, de unde vedem acum. S-a fărat finalul de partidă câștigată de trupa din Ghencea. Ia spuneți, fetelor, sunteți mulțumite? Sunteți mulțumite de rezultat? Foarte mulțumite, au dat și i-am luat și noi. Mulțumim? Și tu? Așa, nu mi-a ieșit scorul. Nu, da, fetele sunt supărate că nu le-a ieșit biletul la pariuri. Asta e. Dacă vreți sfaturi, îmi spuneți mie. Pariu. Nici măcar iresponsabil, am înțeles. Suntem la firul ierbii în acest moment. Vedem cele două formații cum se vor duce să salute galeriile. Deja stadionul se golește.
se pregătesc să plece după Ghencea. Scoate 4-1, bine că au înscris măcar un gol și le-a ieșit micul obiectiv. Ce frumos acel copil vrea tricou jucătorului de la Progresul. Minunat, minunat când vezi așa ceva în fotbal. Bravo, Alex! Salut! Mai rău un pic. Ce îmi pare rău că nu am ajuns până în lojă, să vedem dacă este ceva mai diferit. Dar e experiență frumoasă la VIP. Sebastian? Mulțumim mult! Ai făcut? Da, mersi! Mersi! Hai, care e? Hai, da. Mersi! Respect, Adi! Respect! Am dat și pumnul cu Adi Popa. M-a avut un mic achievement. Eu respect foarte mult jucătorul care a jucat la Steaua. Și nu pot să-i neglijez realizările pe care le-a avut. Fetele au spus că era bine să le cer tricou, să-i cer tricoul, dar nu s-a putut, din nefericire. Data viitoare nu știu dacă o să mai fie, dar... Tocmai acum plecăm de la stadion. Cum ți s-a părut, mai întâi să întrebăm pe domnișoară, cum ți s-a părut experiența de la VIP, de pe stadionul Ghencea? Experiența a fost foarte frumoasă, dar nu mi-a plăcut meciul. Bineînțeles că sunt cumva de aceeași părere. Meciul a fost într-un fel interesant, că s-au marcat foarte multe goluri, dar știind pozițiile din clasamentul Ligii a doua, unde CSA-ul e cam prima în play-out. Nu, prima în play-out și Progresul Spartak e ultima în play-out. Na, asta a fost. Îi mulțumim lui Alex Crivac pentru invitațiile pe care ni le-a dat. Și vreau să spun, să-mi dau o notă, să dau niște note pentru experiența de astăzi. Comoditate și stare, așa, confort exact, mi-a luat cuvintele din gură. Nota 10, mi s-a părut un confort foarte bun pe scaune și pe tot, mi s-a părut foarte frumos. Băuturi, mâncare, tot ce a însemnat magazin, nota 10, primul 5 to go pe care îl văd într-un stadion, pe lângă altele, unde puteai să-ți iei foarte multe chestii. Asta mi s-a părut foarte tare. Privenștea de la meci, să dau pot să dau un 9, deoarece ești foarte aproape de firul ierbii, cum s-ar spune, ceea ce mi s-a părut interesant. Atmosfera, Electrizantă, atmosfera, o să dau o notă de 6, ca să fiu un pic așa indulgent. Nu sunt foarte mulți oameni care privesc meciurile de la ora asta la CSA. La matinal și la ce să mai dau note? La încăperile de acolo de la VIP, toate locurile, să zic, de vizitat între ghilimele, da, pot să dau o notă de 9, mi-a plăcut. Mi-a fi plăcut să merg o dată și la lojă, ca să văd dacă este ceva mai diferit, dar din punct de vedere al arhitecturii și a cât de nou este pe acolo, mi se pare numărul 1 în România, stadionul Steaua. Ne-am întâlnit cu prietenul meu, Alex Crivac, aici. Felicitări pentru meci. Chiar că n-a fost un rezultat neapărat favorabil pentru Progresul. Mie mi-a plăcut experiența de la VIP și îți mulțumesc. Mă bucur că ați venit la meci și hai Progresul! Hai Progresul!